putem să participăm, cum putem să profităm noi la maxim de talentele noastre, de abilitățile noastre, de oportunitățile pe care ni le oferă viața. Pentru că dincolo de descrierea personalității sau dincolo de descoperirea destinului, aici avem o parte foarte importantă și de previziuni, ceea ce înseamnă norocul nostru. Pentru că sincronizarea este tot în astrologie. Și dacă spuneam în astrologia europeană, ne bazăm pe influențele planetelor, astrologia chinezească se bazează pe studiul ciclurilor naturale, precum anii, momentele zilei, momentele vieții, pe tot ce înseamnă evoluția plantelor și animalelor. Ca și în orice astrologie, și aici avem arhetipuri și vom folosi 9 stele, care reprezintă 9 arhetipuri. Și aceste arhetipuri au fost analizate, descoperite cu mii de ani în urmă, pentru că această știință era un corp de cunoștințe secrete pe care doar împărații și consultanții lor îl puteau accesa. Cu toți am auzit de Feng Shui. Chiar am avut o întrebare dacă astrologia Nine Star Key, cum se cheamă în limba engleză și cum este cunoscută în Occident, dacă are de-a face cu Feng Shui-ul. Trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă metafizică chineză are la bază aceleași principii. Adică și când vorbim de astrologia chinezească bață, cei 4 stâlpi ai destinului care este mai cunoscută la noi, și dacă vorbim de Aikido și de aranjamente florale și de Feng Shui, toate au la bază aceleași principii pe care noi o să le învățăm acum în prima parte, teoria Yin-Yang, teoria celor 5 elemente, conceptul de energie, trigramele din I Ching. Deci, în principiu, este vorba de aceleași directive, să zic așa, aceleași principii care guvernează tot ce înseamnă metafizica chineză, numai că, dacă Feng Shui este foarte cunoscut în Occident, astrologia Feng Shui, cum se mai numește, este foarte puțin cunoscută în societatea occidentală. Cărți aproape că nu găsiți despre acest subiect, dar în Orient, această astrologie este un oracol primar pentru ființele umane, dar foarte mulți oameni, da, accesează din China, din Japonia, din Malaezia, din Taiwan, din Singapore, accesează foarte mult informațiile din această astrologie. Astăzi facem un prim pas pe un drum lung. Cum spunea și Confucius, orice călătorie de 1000 de kilometri începe cu un prim pas. Noi în acest curs, care va fi un curs foarte intens, cu foarte, foarte multe informații, poate sunteți obișnuiți cu cursuri în care, eu știu, vă notați acolo pe câteva foi, aici scrieți un caiet, dacă vreți, dar Alexandra vă pune la dispoziție înregistrarea, ceea ce este un lucru deosebit de important, și atunci voi vă puteți să accesați această informație, care este o informație foarte prețioasă. Este munca multor ani de-ai mei. Să vă spun că eu am început Feng Shui în 2003, am ținut primul curs de astrologie chinezească în 2014 în România. Mai puțin contează lucrurile acestea. Ideea este că în spate se află multă muncă și pasiune. Pentru că dacă nu există pasiune, greu putem să avem rezultate. Și eu, cum sunt un bivol, după zodiacul chinezesc, trag și muncesc, da? Bivolul și șobolanul sunt cei mai muncitori din zodiacul chinezesc și o să vedeți că este un curs foarte elaborat, un curs foarte complet cu foarte multe informații și ceea ce este cel mai important este că aceste informații sunt foarte practice. Le putem aplica zi de zi. Da? Eu în fiecare an, în fiecare lună îmi fac harta astrologică, o să vedeți, este foarte simplă. Și văd ce ar trebui să fac în luna respectivă, când sunt în casa 5, când sunt în casa 7. Apoi observ persoanele cu care pot intra în conflict, persoanele care mă pot atrage. Deci, pur și simplu, este un instrument foarte util
de a ne planifica viața, că până la urmă noi în această hartă care o să vedeți este foarte simplă, nu avem nevoie decât de 3 stele, pur și simplu noi putem să descoperim schița vieții noastre. De asemenea, destinul nostru este dezvăluit de aceste, de aceste 3 stele și acum cuvântul stea, să știți că nu este chiar cel mai potrivit, pentru că nu vorbim neapărat de astrologie, în sensul clasic, da, este impropriu să spunem că facem o astrologie, e mai degrabă o filozofie de viață, pornind de la natură. Pentru că și astrologia chinezească, pentru că la origine, de fapt, această astrologie japoneză este originară din China, numai că, spre deosebire, dacă unii dintre voi aveți cunoștințe de Feng Shui, în astrologia chinezească, anual, steaua anului, care se deosebește la bărbați de femei, este așa numită stea din astrologia Feng Shui. Însă, în astrologia japoneză, aici noi nu facem deosebirea între bărbați și femei. Deci, dacă știți Feng Shui, este vorba de Mingua sau numărul Kua sau Pakua. Deci aici avem o singură stea valabilă și pentru bărbați și pentru femei. Și spre deosebire de astrologia chinezească, aici noi avem în plus încă 2 stele, una bazată pe lună, deci avem o stea bazată pe an, una pe lună, iar cea de-a treia este de fapt derivată din primele 2. Asta ca și deosebire de cei care ați făcut Feng Shui și poate aveți ceva cunoștințe, unde acolo, în funcție de anul nașterii, dacă erai bărbat sau femeie, aveai o anumită stea. Și acum să intrăm așa ușor în pâine. Kyusei Kigaku este denumirea originală a acestui sistem, denumire care a fost pusă la începutul secolului trecut în Japonia, când anumiți maestri au luat acest sistem, spuneam, original din China și au încercat să-l adapteze, să-l simplifice și să-l facă mai accesibil publicului. După care, începând cu anii 70, el a început să fie cunoscut în Occident și apoi în întreaga lume. Spuneam că informațiile sunt foarte puține, însă cei care au studiat Feng Shui sau astrologia chinezească au un atu, în sensul că ei cunosc deja principiile de bază. Deci Kyusei Kigaku, această astrologie japoneză, înseamnă studiul energiei celor 9 stele. De asemenea, ea are legătură și cu astrologia clasică chinezească, cu cele 12 animale zodiacale, pe care noi ar trebui să le cunoaștem, dar la modul general, pentru că le vom folosi la modulul 2, când vom învăța despre direcții. Pentru că, o să vedem, această știință este și o știință a direcțiilor. Noi putem să aflăm dacă este bine să ne mutăm într-un anumit oraș, într-o anumită țară și mai important este când să facem această mutare. Iar când vorbim de direcție, atunci este necesar să cunoaștem cele 12 semne zodiacale chinezești și, de asemenea, tulpinile cerești sunt constituie o informație care putem să o folosim, de asemenea tot legat de previziune. Ea se numea la început și Jugong Mingli, care însemna astrologia celor 9 palate, dar acum în Occident ea este cunoscută mai ales ca Nine Star Key, dar în tot ce înseamnă în Japonia, Kyusei Kiga. Ea s-a născut, după cum vedem, din observarea fenomenelor naturale, din recunoașterea ciclurilor care le guvernează și știm cu toții, după noapte vine zi, după primăvară vine vară, după prânz vine după amiaza și modificările cum ar fi ziua și noaptea, cele 4 anotimpuri, vremea bună și rea, vântul și ploaia, ne influențează atât direct și indirect. Deci este o modalitate de a înțelege și de a simți mai bine relația dintre om și mediul înconjurător. Pentru că vă spuneam, astrologia s-a format
și judecățile ei au constat în observarea naturii. Pur și simplu observând natura, maestrii chinezi au creat acest sistem astrologic ca și Feng Shui. Vorbeam de 9 arhetipuri. Există un sistem de arhetipuri care el se repetă peste tot și se aplică tuturor fenomenelor. Și este studiul modului în care tiparele de energie se mișcă în mod armonios prin timp. Pentru că o să vedem, există o anumită ciclicitate. Da? Anul trecut am fost în anul 5, anul acesta este anul 4, anul viitor va fi anul 3, celălalt 2. Da? Cicluri de 9, ciclu care se aplică și lunilor. Da? Deci în fiecare lună, luna aceasta suntem luna 5, luna viitoare va fi luna 4, luna cealaltă 3, 2 și tot așa până la 1, după care iarăși se repetă. Deci pur și simplu se bazează pe studiul ciclurilor naturale. Înțelepții antici au considerat că cele 7 stele ale carului mare, asociate cu Steaua Polară și Vega, ca fiind un receptor transmițător de energie cosmică, ca o baterie. Da? Carul poziționat între Steaua Polară și Vega acționează ca un catalizator și amplificator pentru energia primită și transmisă planetelor, și aici vedem o asociere cu planetele, tot ce ține de Pământ este Saturn, de lemn Jupiter, de foc Marte, de metal Venus și de apă Mercur. Deci noi pur și simplu, aici o să vedem, avem 9 stele. Steaua 1 este o stea de apă. Steaua 2 este o stea de pământ. Steaua 3 și 4 sunt stele de lemn. Steaua 5 este o stea de pământ. Steaua 6 și 7 este o stea de metal. Steaua 8 este o stea de pământ. Și steaua 9 este o stea de foc. Fiecare an este guvernat de o anumită stea. Și în acest tabel observați, da, anii, și puteți și voi acum să vă identificați anul și priviți pe rândul de sus și vedeți cărei stele îi aparțineți. Da? De exemplu, dacă ești născut în 1980, vezi acolo sus că scrie steaua 2 sol, da? Steaua 2 pământ. Dacă ești în 1972, steaua 1 apă. Dacă ești în 1978, steaua 4 lemn. Ce trebuie să reținem noi? Pentru că vorbim de astrologia japoneză, astrologia chinezească ca origine, aici folosim calendarul chinezesc. Deosebirea între calendarul chinezesc și calendarul nostru gregorian este că nu începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie, ci începe pe data de 3, 4 sau 5 februarie, da? Și ține până pe data de 3, 4 sau 5 februarie anului următor. Așadar, dacă sunteți născută sau născuți între 1 și 3, 4 februarie, vă uitați la anul precedent. Adică dacă ești născută în 1968, da? Vedem că deasupra îi corespunde steaua 5, dar tu ești născută pe 10 ianuarie, te duci la 1967 și atunci vei avea steaua 6 metal. Da? Deci acest lucru este foarte important. O să vă dau și un tabel în care anul chinezesc se schimbă la o anumită oră și minut, pentru că ca să facem un calcul precis, deci nu e de ajuns doar ziua să știm, ci mulți dintre noi ne cunoaștem și ora și atunci putem să vedem cu precizie dacă te-ai născut, eu știu, pe 3 februarie, da? La ora 2 noaptea, anul poate să înceapă la 3 dimineața. Dar tu dacă știi că ești născută la 2 noaptea, 3 februarie, atunci te uiți la anul precedent să vezi care este steaua care te guvernează. Pentru că e foarte important, chiar dacă o să vedem, o să putem să calculăm și noi prin niște calcule foarte simple steaua anuală, dar e foarte important, mai ales persoanele care sunt născute pe 3, 4, 5 februarie, să știm cu precizie care este steaua care le corespunde. Pentru că altfel facem o lucrare foarte frumoasă despre persoana respectivă, de-aia va spune, da, totul e superb, dar nu e vorba despre mine. Da? Deci va trebui să fim foarte atenți care stele îi corespunde, dar asta e valabil mai ales pentru cei
născuți pe 3, 4, 5 februarie și de asemenea să reținem că persoanele născute între 1 ianuarie și 3, 4, 5 februarie se vor uita la anul precedent.